Bună ziua! Lecția de astăzi a fost concepută pentru clasa a 8-a sub forma unui test de consolidare și vizează în primul rând ultimele subordonate învățate și anume subordonatele circumstanțiale de loc, de mod și de timp, dar nu trebuie să uităm că avem și alte subordonate învățate în primul semestru și anume subordonata subiectivă, predicativă, atributivă, completiva directă și completiva indirectă. De aceea, testul de astăzi își propune ca să consolideze cât mai bine cunoștințele voastre despre aceste subordonate. Am să încep. Testul este conceput sub forma mai multor itemi. Primul exercițiu. Avem mai multe subordonate, avem propozițiile în partea stângă, subordonatele în partea dreaptă, denumirea subordonatelor, avem subordonatele, propozițiile în partea stângă și prescurtările subordonatelor în partea dreaptă, sub subiectivă, pâr predicativă, atributivă, completivă directă, completivă indirectă, circumstanțială de mod, de loc și de timp. Așa cum știți, ultimele trei subordonate sunt subordonate circumstanțiale, adică arată împrejurarea în care s-a petrecut un anumit lucru. Avem aceste subordonate și simbolurile pentru fiecare tip de subordonată. Începem cu prin sublinierea predicatelor. Admir predica verbal. Rămâne fermă. Este predicat nominal. Elementul de relație a căror, care este un pronume relativ. Împărțim subordonata. Care oameni, a căror opinie o rămâne fermă. Această subordonată este o subordonată atributivă pentru că răspunde la întrebarea atributului care. Bun. La punctul B este tăcut de când îl știu. Este tăcut, predicat nominal. Știu, predicat verbal. De când elementul de relație este tăcut prima propoziție. De când îl știu a doua. De cât timp este tăcut de când îl știu. Aceasta este o subordonată circumstanțială de timp. Punctul C urmează să ne întâlnim, să elementul de relație urmează să ne întâlnim duminică. Cine urmează? Întâlnirea. Urmează, aici este un verb impersonal și cere subiectivă. Punctul D, mi se pare, atenție aici, miul este, are funcție sintactică de complement indirect, cui se pare mie în mi, a uitat cele două predicate că elementul de relație mi se pare 1, că a uitat înțelegerea noastră 2. Fiind un verb reflexiv impersonal, el cere propoziție subordonată subiectivă. A aflat, va pleca. Când elementul de relație a aflat prima propoziție, când va pleca la munte. Întrebarea, ce a aflat, această subordonată, când va pleca la munte, este subordonată completivă directă, răspunzând la întrebarea ce. Trecem la punctul F. Ea pare să fi rămas o persoană optimistă. Pare, este predicat nominal incomplet, verbul apărea fiind aici verb copulativ. Să fi rămas o persoană este predicat nominal. Să este elementul de relație, conjuncție subordonatoare, ea pare 1, să fi rămas o persoană optimistă, 2. Fiind un verb copulativ, da? Ea pare să fi rămas o persoană optimistă, această propoziție este o propoziție subordonată predicativă. Punctul G. Fata s-a făcut cum e focul. S-a făcut, predicat nominal, atenție, incomplet. Cum este elementul de relație și anume adverb relativ, e,
Iar predicatul nominal în această propoziție, cum e? Numele predicativ fiind așezat în inversiune, focul fiind subiect. Ce se spune despre foc? Că este cumva. Fata s-a făcut 1, cum este focul bară 2. Având în propoziția regentă un verb copulativ, verbul a se face, propoziția a doua este o propoziție subordonată predicativă. Scrie, trece la punctul H, scrie cum l-am învățat. Scrie, predica verbal, l-ai învățat, predica verbal. Elementul de relație este adverbul relativ cum, scrie, 1, cum l-ai învățat, 2. Cum scrie, cum l-ai învățat, răspunzând la întrebarea cum, subordonata, răspunzând la întrebarea cum, subordonata este o subordonată circumstanțială de mod. Ți-am răspuns cum meritai. Am răspuns predicat verbal, meritai predicat verbal, cum elementul de relație și este tot un adverb relativ. Ți-am răspuns 1, cum meritai 2, cum ți-am răspuns, cum meritai, subordonata cum meritai este o subordonată circumstanțială de mod. Acesta este locul unde te-ai născut. Este locul predicat nominal. Ai născut, te-ai născut, atenție, verb reflexiv, unde, element de relație și anume adverb relativ. Acesta este locul 1, unde te-ai născut. Aici am fi tentat să credem că subordonata unde te-ai născut este o subordonată circumstanțială de loc, însă dacă punem întrebarea, observăm că termenul regent este substantivul locul, care loc, unde te-ai născut. Răspunzând la întrebarea care și determinând un substantiv, această subordonată unde te-ai născut este o subordonată atributivă. Punctul K. Nu și-aduce aminte încotro au mers cu o zi în urmă. Nu și-aduce aminte, este predicat verbal. De ce nu scrie? Nu și-aduce aminte, este predicat verbal, este exprimat prin locuțiune verbală, încotro, elementul de relație, au mers. Nu și-aduce aminte prima propoziție, încotro au mers propoziția a doua și este propoziție subordonată, având element de relație subordonator. De ce nu și-aduce aminte? Nu și-aduce aminte de ceva. De ceva este complement indirect și atunci toată subordonata este subordonată completivă indirectă. Vedea bine cine minte. Vedea, predica verbal, minte, predica verbal, cine elementul de relație, vedea bine prima propoziție, cine minte propoziția a doua. Ce vedea, cine minte. Cine minte este subordonată completivă directă. Pentru că răspunde la întrebarea ce, întrebarea complementului direct și avem și subiect. El vedea. Pentru că întrebarea ce poate să fie și pentru subiect. Hai, unde ți-am spus? Hai, predicat verbal, atenție, este exprimat prin interjecție predicativă. Am spus, predicat verbal, unde, elementul de relație care este un adverb relativ. Prima propoziție, hai, unde ți-am spus, a doua propoziție. Unde, hai, unde ți-am spus, răspunzând, având element de relație subordonator și răspunzând la întrebarea unde, propoziția unde ți-am spus este o propoziție subordonată circumstanțială de loc. Se vede cum tratează lucrurile. Se vede, atenție că este un verb reflexiv impersonal neavând persoană, tratează, predicat verbal, elementul de relație, un adverb relativ, adverbul relativ cum, se vede bară 1, cum tratează lucrurile bară 2. Ce se vede, cum tratează lucrurile, dar întrebarea ce, fiind pusă unui verb reflexiv impersonal, subordonata cum tratează lucrurile este o subordonată subiectivă.
Ioana va deveni ce doresc părinții ei. Va deveni, care este verb copulativ și este în această situație predicat nominal incomplet, neavând numele predicativ exprimat, doresc ce, elementul de relație, va deveni 1, ce doresc părinții ei. Propoziția subordonată este propoziția a doua, introdusă prin pronumele relativ ce. Ioana va deveni ce doresc părinții ei. A doua propoziție subordonată este propoziție subordonată predicativă, având ca element regent verbul copulativ va deveni. Mergem la ultima propoziție de la acest exercițiu. S-a întors când l-am chemat. S-a întors, predicat verbal. Am chemat, predicat verbal, când element de relație. S-a întors, prima propoziție. Când l-am chemat, a doua propoziție. Când s-a întors, când l-am chemat. Răspunzând la întrebarea când și determinând un verb, propoziția când l-am chemat este propoziție subordonată circumstanțială de timp. Bun, trecem la exercițiul al doilea, unde avem să deprecizat valoarea de adevăr a enunțurilor, adică să precizăm dacă enunțurile respective sunt adevărate sau false. În fraza, mă interesează când vei pleca, subordonata este completivă directă. Vom vedea, interesează, predicat verbal, atenție că mă este complement direct și nu intră în analiza verbului. Vei pleca când element de relație, adverb relativ, mă interesează când vei pleca. Cine mă interesează sau ce mă interesează plecarea? Suntem tentați să credem că această frază este o completivă directă după întrebarea ce, dar aici avem un verb personal devenit în acest context impersonal și subordonata este subiectivă, deci răspunsul meu este fals. Enunțul este fals. Avem o subiectivă. În fraza, ajunge cât ai muncit, subordonata este predicativă. Ajunge, predicat verbal, pardon, imediat. Ajunge, predicat verbal, ai muncit, predicat verbal, cât, elementul de relație, ajunge cât ai muncit, cine ajunge munca. Aici a doua subordonată este tot subiectivă, puteam să o confundăm cu propoziția predicativă, pentru că verbul ajunge este un verb copulativ, dar în acest context, cine ajunge munca. Munca este subiectivă și atunci enunțul meu este fals, deci propoziția nu este predicativă. În fraza, ajungem după ce ajunge și el acasă, avem ca predicate ajunge, subordonata este circumstanțială de timp introdusă printr-o locuțiune conjuncțională. Elementul de relație este după ce, într-adevăr, după ce este o locuțiune conjuncțională, am fi tentat să credem că avem ce pronume relativ precedat de prepoziție simplă, însă după ce una formează locuțiune conjuncțională, rămâne să vedem doar dacă este subordonata, este și circumstanțială de timp. Când ajungem, după ce ajunge și el acasă, răspunzând la întrebarea când, subordonata este circumstanțială de timp. În fraza, mă gândesc să plec la munte, subordonata este completivă indirectă. Vom sublinia predicatele, de data aceasta mă intră în analiza verbului, pentru că este un verb reflexiv fără funcție sintactică. Să plec, să este elementul de relație, mă gândesc să plec la munte. Dacă pun întrebarea, la ce mă gândesc? Mă gândesc la ceva este un complement indirect, adică mă gândesc la plecarea la munte, este o subordonată completivă indirectă. Atunci, enunțul meu este adevărat. Și aici era adevărat, am uitat să scriu. În fraza, îmi amintesc foarte bine ziua în care am fost premiat, elementul de relație,
Este un adverb relativ cu funcție de complement circumstanțial de timp. În primul rând, trebuie să subliniem predicatele, să încercuim elementele de relație. Îmi amintesc, este verb reflexiv, se subliniază cu tot, cu pronume. Am fost premiat, avem aici un predicat verbal, verb la diateză pasivă, am fost premiat de către cineva, elementul de relație în care împărțim, pronume relativ precedat de prepoziție, îmi amintesc foarte bine ziua, 1, în care am fost premiat, 2. Vedem dacă elementul de relație este un adverb relativ. Nu, elementul de relație nu este un adverb relativ, elementul de relație este un pronume relativ. Care? Adverbele relative sunt unde, când și cum. Deci, enunțul meu, chiar dacă... nu, enunțul meu este greșit, deci este fals. În frază, cum se va opri ploaia, voi veni la tine. Subordonata este circumstanțială de mod. Vom sublinia predicatele, se va opri, voi veni. De data aceasta, elementul de relație se află la început, la începutul enunțului. Cum se va opri ploaia? 1. Voi veni la tine. 2. Propoziția principală este ultima, pentru că nu are element de relație subordonator și nu depinde o altă propoziție de ea. Voi veni la tine. Cum se va opri ploaia? Am fi tentați aici să credem, după elementul de relație, că este o subordonată circumstanțială de mod. Însă, dacă punem întrebarea, voi veni la tine, când voi veni la tine, în data ce se va opri ploaia, această subordonată, vedem că este o subordonată circumstanțială de timp. Deci, enunțul meu este fals. În frază, nu se știe cum apare norocul, subordonata este subiectivă. Vom sublinia predicatele, nu se știe, apare, elementul de relație este cum, nu se știe 1, cum apare norocul 2. Prima propoziție este propoziție principală și regentă pentru a doua. Cine nu se știe? Apariția norocului. Am realizat contragerea acestei subordonate pentru a afla felul ei. Cine nu se știe? Apariția norocului. Este o subiectivă pentru că răspunde la întrebarea cine este cerută de un verb reflexiv impersonal. Nu se știe cum apare norocul, subordonata este subiectivă, înseamnă că răspunsul meu este adevărat. Bun. Vom trece la exercițiul următor. Unde avem de alcătuit subordonate care se respectă anumite cerințe. Construiți câte o frază în care să existe. O subiectivă introdusă prin pronume relativ. Știm că pronumele relative sunt care, cine, ce, ceea ce, pronume relativ compus. Subiectivele sunt introduse, sunt cerute de verbe reflexive, impersonale, de verbe pasive, impersonale și putem găsi o variantă. Cea mai bună, una dintre cele mai bune variante de a alcătui o subiectivă este să o alcătuim cu un verb reflexiv impersonal. Spre exemplu, se știe, imediat, se știe, aici pronume relativ. Ca pronume relativ putem avea care, cine, ce, ce, o să aleg ce, se știe ce ai discutat. Se știe ce ai discutat. Da? Subliniem predicatele, se știe, ai discutat, pronume relativ, 1, 2. Fiind un verb reflexiv impersonal, cere subiectivă. Trecem la următoarea propoziție, o predicativă care să aibă ca element regent verbul copulativ apărea. Aici avem două situații, verbul apărea, după cum știți, este copulativ în momentul în care este personal și este predicativ atunci când este impersonal. Ca să-l facem verb copulativ, o să facem un enunț în care el este impersonal.
El. El. Pardon. El pare. El pare să aibă dreptate. Avem elementul de relație, predicat nominal incomplet, să aibă predicatul 2. Da? Aici având un predicat nominal incomplet, avem un verb copulativ. Trecem la următorul exercițiu, o circumstanțială de mod care să fie introdusă prin locuțiune conjuncțională. Una dintre locuțiunile conjuncționale pe care eu le-am ales este după cum. Scrie după cum a învățat. Scrie după cum a învățat. Avem cele două predicate, scrie, a învățat, după cum elementul de relație care este de fapt o locuțiune conjuncțională, scrie, după cum a învățat. Cum scrie, după cum a învățat. A doua este o subordonată circumstanțială de mod. Trecem la următorul, o subordonată circumstanțială de timp introdusă printr-un adverb relativ. Așa cum v-am spus și mai devreme, ca adverbe relative putem găsi unde, când, cum. Fiind o circumstanțială de timp, cel mai ușor este și corect ar fi să-l alegem adverbul relativ când. Plecăm. Când vrem. Elementul de relație este un adverb relativ. Plecăm 1. Când vrem. Când plecăm, când vrem. Avem o subordonată circumstanțială de timp introdusă prin adverb relativ. Trecem mai departe la ultimele două exerciții. Avem o atributivă care să aibă ca element regent un pronume demonstrativ. Pronumele demonstrativ, așa cum bine știți, poate fi de patru feluri. Pronume demonstrativ de apropiere, pronume demonstrativ de depărtare, pronume demonstrativ de diferențiere și de identitate. Am să aleg un pronume relativ, pronumele relativ acesta. Acesta care a plecat e fratele meu. Și avem cele două predicate, a plecat, e fratele, atenție, avem un predicat nominal, care este elementul de relație și anume este un pronume relativ, acesta 1, care a plecat 2, e fratele meu 1. Avem o subordonată atributivă care este intercalată în propoziția regentă. Care acesta, care a plecat? Răspunzând la întrebarea care și determinând pronumele demonstrativ acesta, subordonata este atributivă. Și ajungem și la ultimul exercițiu. Circumstanțială de loc introdusă printr-un adjectiv pronominal. Aici dificultatea pe care o puteți regăsi și o întâmpina este aceea de a cădea în capcana de a pune substantivul în propoziția regentă. Pentru a avea un adjectiv pronominal relativ, substantivul trebuie să stea în propoziția subordonată, pentru că funcția sintactică se află din propoziția din care face parte. Și ne gândim la un enunț, plecăm. În ce loc ne-ați recomandat? Ne-ați recomandat.
Și avem cele două predicate, plecăm, ați recomandat. Elementul de relație, atenție foarte mare, suntem tentați să luăm ce împreună cu în, pentru că, așa cum am avut un alt enunț mai sus, am avut un pronume, am avut un pronume relativ, uitați aici, am avut un pronume relativ precedat de prepoziție, însă, aici, dacă am să împart, plecăm, unde plecăm, în ce loc ne-ați recomandat, 2, aici, în este prepoziția, de fapt, a substantivului loc. Funcția sintactică o putem afla din propoziția subordonată, în ce loc ne-ați recomandat, ne-ați recomandat în frumosul loc, interesantul loc, ceul este un adjectiv pronominal care determină substantivul loc. Aceasta a fost lecția de astăzi, vă mulțumesc, la revedere!